toți au fost aleși în, în funcție, în bază de concurs. Așa au fost. Domnul primar, a fost reprezentant guvernului aici în sală, noi să ne spus că... Eu vă explic, procedate, eu și ieri am vorbit cu Cancelarea de Stat. Ieri am vorbit și cu Nicolae Mereacu. Dacă vreți, acum dați-i o sună, ce ați vădea explicat. Ceea ce ține... Stai că vorbesc eu și tu. Ceea ce ține... Și la Tudor tot aceeași. La Tudor încălcare, încălcare în ce? Că nu s-au petrecut, dar el tot în bază, legea ceea ce ține funcția lui, tot în bază de concurs. Dar nu s-au trecut. O mărți așa cum au lucrat zeci de ani lucrători în primărie și au expirat contract. Domnul primar, pe timpul când domnul Grigoriță a fost în funcție numit, atunci nici nu era bază de concurs. Pe timpul acela nu era așa ceva concurs. Erau eu vorbesc. Erau numiți, eu discut de clar, am vorbit, mă înțeleg. Lasă dumneavoastră să prezinte cât și cât de muncă să fiți. Ei numiți să vă ales prin concurs. Ce să vorbim noi acum? Și privind funcția lui la momentul actual. La moment, dar el cum a fost? La momentul actual, legislația nu-i permite să păi, la moment, de director. La momentul actual este eliberat. Păi, ca să trecem concursul. Ca să o facem în cadrul legal. Chestia până acum am fost. Până acum trebuie să fie procedura nesunită. Dar a fost și mi-a spus. Mi-a dat 4 lege aici, domnul Cristrar. Și ce propui dumneavoastră? Ce propun? Să ne punem legea. Domnul Răzmări, are și el deschisă. Are și el deschisă. Dacă e în bază de cine, asta e altă treabă. Eu vă spun să rămâi așa cum rămâi, cum și-au fost până acum ea. Dacă noi încălcăm legea, deci înaintatul poate un demers, poate nu știu acolo, poate în judecat, să vedem. Ne îndreptățești din faptele noastre sau nu ne îndreptățești. Cam îți spuneți că noi lupți că ne sfădim de la asta, iar că dați sau demitem, dați sau demitem. Cum ați ales stabiliția să fie mai mult probleme? Dar nu pe la stabilit, e pe adică pe bunul semț. Dar suntem voi... codei, suntem, mă rog, adică nu trebuie. Nu sunteți înțelept acum să primiți oricare hotărâi, dacă nu este cu se dice. S-o hotărât, până nu și s-o mai hotărât, dar la momentul ăsta nu s-o cot mare principalitate, că demită, să demită și așa mai departe. Las să expune, de exemplu, cine acolo primește hotărârile noastre, le... Cancelare. Da, cancelare, s-o poate că sunt legale sau nu sunt legale și eu să expună. Sunt legale, fiindcă noi am votat. Noi am votat data trecută pentru aceea ca să nu să depui mandat. Și el nu se spune, am încălcat noi legea sau nu. Dacă am încălcat o să fie un răspuns și noi cu cei mai mari dragoste să ne expunem pentru nu, da. Pentru a nu încălca legea. Dar dacă noi putem și astăzi, putem și ședința da. Și dacă putem și ședința și nu e valabil. E valabil. Doamne, bun. Atât cât când doamna depune cere și o puneți la 11, dacă o puneți prima întrebare, atunci ei nu are dreptul de vot. Dacă e merge ultima întrebare, dumneavoastră ei are dreptul de vot până la ultima întrebare. A să lupea. Dar ceilalți care nu depun cerere au dreptul de vot și nu duci în eroare. Nu, pur și simplu, eu nu primă, dar da, și primul spune, băi, cu băi, încălcați legea, să încălcați o dată, a doua și a treia oară. Încălcați pe moment legea. La indicațiile voastre... Să ne expunem pe lasă, doamna secretar, să spui că i-a primit informații la cancelare. Să interpreteze legea privire la consilierul care deține funcții. Nu ce ar supui și consilierul. Și m-am înțeles în privință la propunerea domnului Urzu cu privire la ridicarea mandatului. I-ați fi pus în discuție acum. Dacă este cerere, neapărat trebuie să o puneți în ordine. Întrebarea de obște cu urmă cu cerere. Ori cine ar fi, dacă este o cerere, acum trebuie să o puneți în ordine. La sfârșit. Nu azi. Eu am o întrebare la doamna secretar. Păi data trecută în ordinea de zi am avut subiectul, am votat în ordinea de zi cu privire la ridicarea mandatului. Înseamnă că noi am făcut o decizie. Cum a sunat acea decizie și care a decizionat cancelarea de stat? Ca să spunem o dată cum la subiect. Ba da, ba nu. Cancelarea trebuie să interpreteze decizia care am votat în ordinea de zi. Noi, doamna secretar, am votat o decizie. Cum a sunat aceasta? A spus o discuție? A fost. Ce a discutat? Cine a discutat scrisoarea cei care au venit prin fax? Și cu asta. Acum, mergeți cont că mergeți în unui consiliu să vă dă explicați cancelarea de stat sau... Primar, noi am votat pentru a nu ridica mandatul. Noi am discutat pur și simplu. Și asta e o vânză cancelarea de stat? Da, da. De citire la... Ia uite legea, tu e frumos, iert cineva cu tot din calculator și ridică legea și nu te vorba. Ridică, acolo se referă la reprezentantul comisiei,
Светлана Владимировна, да, кто меня читит? Пушить газ лечит от прокуратуры. Domn primar, dar să ridicăm stenogramă și să vedeți că eu am pus la vot pentru a nu ridica mandatul domnului. Oare mai ține păstrat? Trebuie să ședința trecută? Trebuia, nu. Cât am filmat este? La tine păstrat? Serios, tu ai spus dacă trebuia să o cotiți că am votat. Dar n-a votat nimic. N-am votat nimic, a apărut scrisoarea asta. Și tu pe tale, domnul șef secretar, trebuia conform ordinii de zi, este întrebare. Și trebuie să faci decizii. Conform scrisorii parvenite de la anul, s-a ridicat mandatul. Ce verbal am scris pe aceasta? Da, dar trebuie decizie. Este ordinea de zi, decizii făcute. Conform articolului 7, linia. Voi luată moartea aceasta de starea cunăfată. Voi sunteți consiliul și președintele. Președintele trebuie să pui întrebări la vot. Voi trebuie să decideți. Nu atacați secretara cum v-a făcut secretara. Voi n-ați procedat corect și acum atacați secretara cum ați făcut așa, n-ați făcut acela. Dacă ați făcut undeva, n-ați cunoscut, nu le-ați procedat corect, asta nu înseamnă că secretara astăzi vă este vinovată. Andrei, vreau să ridicăm stenograma, dar cu ajutorul operatorului și să vedem și eu am fost președinte de ședință și vreau să mă uit pe stenogramă. Și s-a votat. Și ați facem și proiectul de hotărâre. Deci decizii trebuie că mă refer la... Noi, într-adevăr, data trecută am avut un ordine de zi. Noi am întrerupt, adică n-am pus în discuție întrebarea dată, numai din cauza că la secundă am primit. Dar am primit o scrisoare care nu știu de eroare. O scrisoare de la Mușuc. Cine este Mușuc pentru Consiliul? Nu, ai primit-o la începutul ședinței. Nu, nu a fost. La spuia tot smartă. La început sau la sfârșitul, când am ajuns aproape la 10. Chiar dacă a venit la sfârșit, cine este domnul Mușuc, domn primar, pentru noi? Cine? Nici o semnătură, nimic. Uitați, nici semnătură. Se referă la administrația publică centrală și nu la comisie. Vă dați o cuială dacă înțelegeți. Aici nu ne bate în joc din noi. Nu vă bate, cine vă pune să vă bate în joc? Noi atunci ne-am respectat-o și acum, dar cum să o respectăm dacă nu avem majoritate? Fiți că atunci o respectați-o și nu încălcați. Și data trecută și înainte am luat tot, dacă ați găsit cuvinți că ați încălcat-o, e clar, sau cum, hai! Domnul primar, să nu știi precis, de ce nu se respecte? Că nu avem majoritate, noi ieșim la maximul bun de jardină. Nu vă votez eu, voi votați. Eu, domnul Serioja, o propus o propunere și eu mai propun și eu o dată. Am mers cu demers față de Cancelare de Stat și am anisat scrisoarea asta lui Eduard Mușuc și ați întrebat răspuns. Și ați spui clar, da, are dreptul și decizia trebuie de proiectul de decizie trebuie făcut. Având în vedere că doamna Moraru are cereri că se ridice mandatul, noi suntem nevoiți să punem în vot de ordine de sforțată sau ceva. Da, așa nu se vede dreptul. S-au spus că doamna Ana și domnul Tudor nu au dreptul să fie consilieri. Domnul Tudor a scris cereri de eliberare din funcția de director a Casei de Cultură. E mă întârzie. De când ne cere? Dar la noi totul se face cu ziua. Cine o zis? Eu și acum a plăcut de pui mandat. El poate fi consilier pe toată perioada mandatului, poate fi consilier și să nu votez. Băi, înțeles?
Acum cum tălcuiești? Este. Deci nici ți-a adunat șaica cu Dumitriu acolo și ați impus-o pe și ea să vă depună ce. Nu are drept, nu, nu sunteți în drept. Dar n-am mai impus-o, Ana. Cum n-ați spus? Ați chemat-o și impus-o că și-o ieșit din boie și din sală. Cum nu-i corect asta? Cine scrie? N-ați spus. Hai nu fășiți mimici, vă rog, doamna. Ați făcut acolo. Nu, nu instituții de învățământ, dar sediu de partid. Clar i s-a spus că astăzi nu are drept. Păi nu vorbiți, ce ați vorbit în telefon și ați vorbit voi la Comisia Electorală. Prezentați actele complet. La complet, iată, prezintă actele. Ce-ai vorbit tu cu telefon cu Dumitriu, nu prezintă interes absolut pe. Domn primar, care legal? În primul rând, când ați vorbit, să vorbiți la corect. N-am vorbit eu nimic. Doamna secretară a primit indicații de la Cancelarea de Stat. Cancelarea de Stat, prin secretar, transmite toate... Nu se vorbește prin telefon, se argumentează în scris. Mă înțeles? Și nu, nu tâlcui cum nu corect. Domnule, vă rog, vorbile tăi prin telefon se argumentează. Ascultă-mi să mergem cu adunarea frumos. Domnule Ionuș. Vă mulțumesc. Nu fi decizie cu secretarul centrale, am, iau drept la poșară și tu, și mă iertat așa e lege. Ei, dumneavoastră. Și categoric refuză, fiindcă legea a ieșit de pe 7 decembrie și după 7 decembrie el n-are lipsurile cuvenite care să fie eliberat din funcție de consilier. Într a doilea rând, are cereri scrise. Am anexat-o la, la lipsuri, cereri scrise de semn, da, de fine, de a să fie eliberat. Asta. Și a ridicat-o la domnul volontier, a participat la ședința comisiei și acolo i s-a spus, pot că tot până și nu e în lege. Dacă îți fie eliberat urgent, trebuie să fie dat în judecată, să fie ridicat mandatul și eliberat în funcție de consilier. Eu am participat personal. Cine are cerere? Filea Portă are cerere. Unde are cerere? Legea ieșită. Păi da, filea trebuie să scrie la ședin, la consiliu, scrie cerere, îi se ridică mandatul și cu decizia consiliului noi nici pe săptămâna de ziua. Voi ați votat, voi ați votat, ce ați votat. Se ridice mandatul în legătură cu aceea că nu a lipsit trei consecutive și mai mult. Dar el nu numai trei consecutive, el are și 210 ordinare. Dar e vorba că o cerut, tot așa de la, de la centru, s-o cerut scrisoare la doamna Lida, să dea în scris care sunt ultimii trei. Și doamna Lida a arătat ultimii trei. Dar când s-o înaintat toate la rând care au fost. Deci și trebuie să fie tâlcuiți să nu îl valideze pe cealaltă. Doar sunt, este baza legală. Și cu acele trei ordinare și cu trei consecutive. Acum a trebuit înțeles, să... Dacă este cererea lui Consiliu, care e? Ia spune, Andrei, cine a fost împotriva acolo și cine a dat indicații? Partidul Liberal Democrat, Andrei. Iată? Păi și la Partidul Liberal Democrat cu Consiliu Costel. Dacă el are cerere, să ridici mandat. Cerere are de acolo, că la Comisiunea acolo. Cerere are consecutivii și ordinarea tot pachetul de-a. Faci, pentru eu personal am fost un pachet. Dar cu indicații? Dar nu te duci tu acolo, dar cu aici. Sub punctul 8, da? Ridicarea mandatului.